m-am gândit să vorbim despre cum să alegi hainele potrivite în așa fel încât să te simți foarte bine în ele. Și m-am gândit la acest subiect pentru că de-a lungul vieții mele, mai ales că am trăit într-o industrie a modei în care era mai important să arăți bine decât să te simți bine, cumva mi-am dat seama cât de important este să te simți bine în hainele tale, să te simți bine în ceea ce porți, după mai bine de 20 de ani în care am purtat haine care arătau foarte bine, dar nu mă făceau neapărat să mă simt confortabil. Și așa să spun care sunt lucrurile pe care eu le-am realizat și care m-au ajutat să mă simt extrem de bine în hainele pe care le port. Bun, o să fie în primul rând o croială care să mă facă să mă simt bine. Să nu fie ceva care să-mi creeze un disconfort atunci când ies în oraș și să am tot timpul nevoie să văd dacă mi-acoperă toate părțile corpului, dacă trebuie să o ajustez. Pur și simplu să nu am grijă rochii atunci când o port și să nu-mi creeze niciun disconfort fizic. 2. Ce am observat că mă ajută pe mine este să port haine din materiale naturale, care să aibă în compoziție o proporție foarte mare de fibră naturală. Pentru că se așează mult mai bine pe corp, e mult mai prietenoasă cu pielea și îți dă o senzație de libertate, mai ales vara când este foarte cald și pielea reușește să respire prin astfel de materiale. 3. În primul rând să știi care este stilul tău și să iei haine conform stilului tău și nu neapărat să respecte tendințele. Pentru că de foarte multe ori simțim nevoia să fim în ton cu moda, să fim admirați pentru felul în care ne îmbrăcăm, dar să nu te simți neapărat bine îmbrăcată în haine care respectă tendințele, pentru că e posibil să nu fie stilul tău. 4. Să-ți iei mărimea potrivită. Pentru că sunt foarte multe femei care își cumpără haine cu o mărime mai mică sau care nu neapărat li se potrivesc în ideea că vor mai slăbi. Nu! Cumpără-ți hainele care ți se potrivesc, nu hainele care crezi că o să ți se potrivească. Și ce m-a ajutat să-mi dezvolt stilul și să am mult mai multe opțiuni cu care să mă îmbrac a fost faptul că am avut curaj să experimentez. Pentru că de foarte multe ori noi femeile avem o idee clară despre ce ne vine bine, ce ni se potrivește și ce nu. Dar pentru care atunci când mergem într-un magazin ne ducem, alegem produsele cu care noi suntem obișnuite. Și asta văd și în magazin la noi cu clientele Amalin, cu care îmi face foarte mare plăcere să stau de vorbă și le recomand diverse tături, diverse culori, diverse modele cu care nu sunt obișnuite. Și foarte drăguțe, ele încearcă, trec peste ideile lor despre cum ar trebui să se îmbrace și au o foarte mare surpriză să vadă că pur și simplu li se potrivesc lucruri la care nu s-ar fi gândit niciodată. Pentru că de multe ori avem complexe. Ni se pare că, nu știu, avem pieptul prea mare sau picioarele nu sunt la fel de drepte sau frumoase cum le are nu știu cine. Și cumva ne limităm doar la niște lucruri cu care știm noi că care ni se potrivesc. Așa că, ca să poți să-ți variezi opțiunile, îți doresc să ai curaj să încerci și lucrurile la care nu te-ai fi gândit niciodată, pentru că e posibil să fii foarte, foarte surprinsă de ce ai să descoperi.